Bună ziua! Bună ziua, bine ați revenit în ședința ordinară de astăzi, 25 iunie. Am să vă rog să confirmați prezența. 17 prezenți, domnul Bocioc și domnul Tănase Neculai, absenți motivați. Mulțumesc. 17 prezenți, ședința este statutară. Avem pe ordinea de zi 27 de puncte, din care 29 de puncte pe ordinea de zi, din care numărul 27 a fost retras de către inițiator, iar la ordinea suplimentară avem un număr de 6 proiecte. Aș vrea să pun la vot ordinea de zi și cea suplimentară. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Silistra Alexandra. Silistra Alexandra. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dopoprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Silistru Mitru. Pentru. Coleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Stan Linica. Pentru. Marius Ciobănel. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Nicoleta Griguță. Pentru. Nicolae Moroianu. Pentru. Toma Dorel. Pentru, cu precizarea că la punctul 21 nu voi participa nici la dezbatere, nici la vot. Da, am consemnat. Ciuraru Valentin. Pentru. Unanimitate. Unanimitate, mulțumesc. Trecem la proiectele de pe ordinea de zi. Proiectul cu numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30 aprilie 2020, a procesului verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată în data de 26 mai și al procesului verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 5 iunie 2020. Dacă nu există intervenții... Ar dori, dacă se poate, domnule președinte, să menționați în procesul verbal al ședinței de astăzi. Da. Că am solicitat în ședința trecută de câte ori să iau cuvântul și mi s-a permis. Nu. S-a întrerupt un pic, dacă puteți repeta. V-aș ruga să menționați în procesul verbal al ședinței de astăzi că în ședința trecută am dorit de câte ori să iau cuvântul și nu mi s-a permis. Am înțeles. Ok. Cine este pentru... Supunem la vot proiectul cu numărul 1. Cine este pentru? Cu amendament. Acesta e pentru astăzi. Acum aprobăm procesele anterioare. Angelescu Dragoș. Pentru. Alexandra Silistră. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dopoprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Coleanu Paul. Pentru. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Stan Linica. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Marius Ciobănel. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Nicoleta Griguță. Pentru. Nicolae Moroianu. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. Unanimitate. Mulțumesc, unanimitate. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Magalia pentru anul 2020. Așa da. Cum am discutat în comisie. Domnule viceprimar, dacă îmi permite, am două întrebări. Este doamna director economic? Este în instituție, da, spuneți.
Și dacă avem întrebări, să le adresăm putem sau... Dacă nu reușesc eu să vă răspund la ele, o vom chema. Și a doua întrebare este, aveam câteva întrebări să-i adresez domnului primar. Dumnealui poate să... Nu, astăzi este la București, plecat la Ministerul Dezvoltării. Din păcate nu poate intra în ședință online. Poate intra domnul primar în ședință? Nu. Nu, am spus că este în deplasare la Ministerul Dezvoltării astăzi, plecat de dimineață de urgență. Atunci vreau să întreb pe doamna secretar. Eu știu că în codul administrativ, dacă un consilier lipsește la 3 ședințe consecutiv, ordinare sau cum scrie în codul, își pierde mandatul. Domnia sa nu suportă nicio sancțiune, de 4 ani nu este prezent în ședințele Consiliului Local, chiar dacă este inițiatorul tuturor proiectelor. Așa cum ați spus, pentru absențele consilierilor locali sunt stipulate sancțiunile în cod. Pentru absențele primarului, dacă... Nu, asta cunoaște codul mai bine, deci dumnealui nu suportă sancțiuni. Atunci, am înțeles. Nu sunt prevăzute în cod? Dacă nu sunt prevăzute în cod... Haideți să mergem mai departe cu proiectul de pe ordinea de zi. Puteți să faceți... Păi eu am multe întrebări legate de buget, pentru că tot e vorba de bugetul Mangaliei și nu... Nu știu că dumneavoastră, domnule viceprimar, v-am spus, aveți calitatea identică cu a mea. Sunteți un consilier local, de fapt, care ați fost ales ca viceprimar de către Consiliul Local. Dar eu vreau să pun întrebări unui slujbaș plătit din banii noștri, care ocupă funcția de director economic, sau domnului primar, care a fost votat de către cetățeni. Dacă dumneavoastră veniți să-mi explicați bugetul local cu sume de milioane și milioane de euro... Nu e normal. Nu e ok și... Domnul Roianu, ieri am avut acest proiect pe ordinea de zi a ședinței a Comisiei Economice. Da. Dacă aveți doamna Ciornale, din ce cauză prezent în acea ședință care... Domnule viceprimar, v-a spus doamna Ciornale, din ce cauză întrebările? V-a spus doamna Ciorumbela din ce cauză? Dacă îmi permite să-mi permit și o idee, am fost suficient de ascultător și v-am lăsat voce de ideea la capăt. Dați-mi voie să-mi termin și o idee, după care mai interveniți. Haideți să vorbim pe rând, că altfel nu o să ne înțelegem. Vă mult de tot. Deci, ieri în Comisia Economică s-au dezbătut întrebări pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă ați fi fost prezent, ați fi avut parte de răspunsuri la ce ați avea nelămuriri. Astăzi am să încerc să vă, în limita timpului, că nu putem să stăm 2 săptămâni pe ședință online, în limita timpului vă răspund și în limita cunoștinților pe care le am direct. Domnule viceprimar, v-a spus doamna Ciorumbela din ce cauză nu a fost prezent ieri în ședința de comisie? Pentru că, din păcate, omenește a greșit și a trimis mail pe care l-am primit, era ședința de comisie pe 25, adică azi. După care am primit un SMS cu... Eu nu l-am, din păcate, nu l-am văzut, am discutat că asta. Eroarea de ieri era vorba doar de o oră. În loc de ba nu, 3, domnul viceprimar. Iar ședința ordinară era data 25, ora 14. Vreți să vă trimit mail-ul să-l vedeți? Că domnule, nu are așa nevoie. Să-i spunem greșit, din păcate, a fost vina mea. Domnul viceprimar, n-am putea să intrăm în ordinea de zi, vă rog frumos. Da? Domnule, dar nu pot să accept să fiu acuzat de prostie. E regulă ce spui tu, dar nu de moara și minutul și transferul și... Nu am voie să-mi duc ideea la capăt. Că nu avem timp de toate prostiile astea. Dar bine că aveți timp de alte prostii și mai mari. Nu avem timp. Nicule, nu e problema noastră să stăm 17 ore să ne uităm cum ai tu mesajul, cum l-a dat, cum l-a făcut. Comisia a fost, când a fost, cum s-a convocat, sau a fost statutară, s-au discutat. Astea sunt, mergem mai departe, stăm 7 ore, acum zic. Bine, și eu vreau să-l întreb pe primar să nu mă lămurească cu niște șopătările economică. O să-mi explicați dumneavoastră, cine sunteți dumneavoastră, domnul Filip? Să-mi explicați dumneavoastră cu bugetul. Îți explic orice pe buget. Păi ce să-mi explicați? Credeți că eu nu înțeleg? Dacă înțelegi, nu mai întreba. Dacă îmi dați voie să reiau discuțiile din comisia de ieri, parte din ele, după care avem și răspunsuri și întrebări punctuale, atunci vom răspunde la ele în funcție de fiecare întrebare. Dacă stăm doar să ne certăm, nu o rezolvăm absolut nimic și nu ajungem la nicio concluzie. Deci, legat de rectificarea bugetară,
așa cum am menționat și în Comisia Economică de ieri, suntem la același nivel a rectificării de data trecută. Nu s-au suplimentat veniturile, s-au echilibrat liniile bugetare între capitole și între aliniate bugetare, astfel încât să ne asigurăm sumele necesare întocmirii documentațiilor pentru axa prioritară care se va deschide în 2021 până în 2027, pentru că discutăm de proiecte care ar trebui să le avem în implementare în următorii ani. Vorbim de proiecte pe termen lung. Discutăm de sume care au fost echilibrate de la evenimente care nu se mai desfășoară datorită condițiilor de impuse prin ordonanțele de urgență și de condițiile de distanțare socială. Discutăm de echilibrare între liniile bugetare în funcție de necesitățile intervențiilor în teren. Dacă sunt întrebări punctuale, le aștept și voi încerca să răspund punctual la fiecare întrebare. Vă rog. Dacă îmi permiteți, mie. Vă rog, domnul Băcean. Ok, am văzut diminuările pe venituri. Vreau să întreb legat de creșterile pe venituri. Și văd aici la capitolul 2, venituri din capital. Venituri, aici se crește cu 290.000 de lei. Și această creștere văd că este din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului și din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului. Puteți să ne spuneți estimarea asta de 290.000 de lei creștere pe venit din vânzarea căror active ați estimat-o? Nu vă aud. Eu nu aud. N-aveți microfonul deschis. Da, am înțeles întrebarea. Aici este vorba despre venituri care au fost prinse în această rectificare bugetară după încasarea sumelor în urma vânzărilor. Sunt sume care obligatoriu trebuie să le prindem la prima rectificare bugetară după încasarea acestora. Nu, întrebarea era ce active, despre ce active e vorba, despre ce se vinde de estimați că încasați 290. Este vorba de ratele la blocurile care le avem care le-am avut în administrare și care au fost construite din fondurile statului și care pe parcursul lunilor și desfășurării activității vin și plătesc, achită rate, achită chirii, achită sumele care trebuiau achitate conform contractelor anterior semnate, anii trecuți. Păi nu, veniturile din rate și chirii sunt una, veniturile din vânzarea locuințelor e alta. Da, de exemplu, dacă stăm de vorbă, putem să luăm în calcul MK-urile. Blocurile care erau la noi au fost vândute pe timpul Gold Era sau ADPP cu contracte în desfășurare pe mai mulți ani. Acum am încasat ratele în perioada asta și venim și le punem la zona de venituri. Bun, nu intră venituri estimate din vânzarea apartamentelor ANL. Nu, acele sume, am spus clar, la primărie nu se încasează decât 1%, este procentul, e vorba de procentul de comision de vânzare cum ar veni. Restul sumelor se duc în bugetul ANL-ului. A doua întrebare și ultima. Ieri am discutat în Comisia Economică și ne-a spus despre un proiect, tot așa am văzut o creștere pe venituri, pe cheltuieli, de vreo 270.000 de lei la acele studii de fezabilitate, proiecte tehnice pentru construirea clădirii. Sediul primării. Da. Puteți să ne spuneți mai multe de proiectul ăsta, că ieri în comisie doar am discutat așa. Mai multe față de ce am discutat. Mulțumesc. Ieri și pentru toți colegii care nu au fost în Comisia Economică,
este vorba de o axă de finanțare din partea Companiei Naționale de Investiții, CNI-ului, care este subordonată Ministerului Dezvoltării și Lucrărilor Publice. Aici este vorba de bani nerambursabili în un procent de 100%. Ne dorim să construim un sediu nou pentru primărie, având în vedere că nivelul și volumul angajaților a crescut în ultimii ani. Ne dorim să avem spații moderne, funcționale, mai funcționale decât avem în acest moment. Fapt pentru care primăria din surse proprii va trebui să asigure studiul de fezabilitate, proiectarea și documentele tehnice ce ține de teren, de expertize tehnice și tot ce este nevoie, urmând ca finanțarea să vină din partea Companiei Naționale de Investiții în proporție de 100%, așa cum s-a întâmplat și cu sala de sport din curtea școlii 2 și cum se vor mai întâmpla și alte proiecte pe care le avem în desfășurare cu CNI-ul. Locația, că știu că anul trecut m-ați întrebat, este aici, în același perimetru unde ne desfășurăm acum activitatea. Este vorba de clădirea nouă, va fi amplasată pe zona parcării din spatele sediului primăriei de actual. După finalizarea lucrărilor și după ce ne vom putea muta fizic în clădirea nouă, urmând a fi amenajată o parcare deschisă și spre stradă, precum și proiectul care va fi nou prevăzut cu o parcare subterană pentru probabil doar pentru angajați. Vedem în funcție de locurile de parcare care vor fi stabilite prin proiectul pe ei. Dacă îmi permiteți, domnule viceprimar. Vă rog. Eu am câteva minute, am rămas fără internet, că văd că aici în fața casele mele se asfaltează și mi-au rupt capul de internet și am trecut pe mobil. Știți că se asfaltează? Ar fi foarte grav dacă acel cablu al dumneavoastră ar fi fost în asfaltul de 3 cm care se schimbă acum. Nu, n-a fost. Era pe lângă. Nu era în asfalt. În copaci, mă rog. Așa, mă rog. Ok. Bine că era bine dacă băgau și cablurile de iluminat în ocazia asta. Acea lucrare este de reparații a tramei stradale, care este suportată integral de către dezvoltatorul imobiliar din zona noastră. În urma sesizării pe care am făcut-o către dezvoltator, a fost de acord și mi se pare normal. Vorbim aici de câteva luni bune de zile cu utilaje grele și transport de materiale. A fost de acord să repare stratul de uzură al tramei stradale. Nu, e ok, n-am nimic de comentat, doar mă gândeam la cablurile astea și legat de, vreau să vă întreb dacă în stațiunea Saturn, dacă ați observat, în stațiunea Saturn, îmi cer scuze că vă întrerup, pe proiect de la A la Z făcut în această perioadă, toate cablurile vor fi îngropate, ca și în Neptun, acolo unde intervenim, se creează o canalizație separată pentru curenții slabi, pentru transportul de date. Foarte frumos, Doamne ajută, foarte frumos. Vom ajunge la final, vor dispărea cablurile de pe stâlpi și vom avea o amenajare așa cum trebuie. Vă rog să spuneți dacă pe rubrica de executor silite a prins bani sau nu a prins, sau că am vorbit în fiecare ședință despre lucrul ăsta. Da, știu. Nu. Deocamdată nu am prins până nu avem obligația definitive. Până când nu aveți sentințe definitive. Mă rog. Asta știți și probabil că o să ne explicați mai târziu. Dar încă o întrebare și eu. Văd că ați închiriat o cisternă de irigat spații verzi cu 96.000 ați bugetat. Eu știu, da, că este vorba de un utilaj specializat pentru irigație acolo unde nu avem irigații automatizate, adică aveam nevoie de acest tip de utilaj. Discutăm aici de toate rabatele de flori care sunt amenajate în oraș și de spațiile verzi amenajate unde nu avem sistem de irigație automatizat sau alte posibilități. Pentru care, de la această lună încolo,
Da. În următoarele 6 luni de zile, acest utilaj ne va asigura... Utilajul ăsta, o să vom avea nevoie în permanență de un utilaj de genul ăsta. Nu știu de ce îl închiriați cu suma asta, că în 2 ani îl cumpărați și nu mai închiriam. Dar probabil că vă place mai mult să închiriați. A, mai sunt multe întrebări pe care vreau să mi le-am scos aici, dar dacă nu este directoarea economică, prefer să... Mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, aș vrea să supun la vot. Dacă îmi dați voie cu... Vă rog, domnule. O întrebare. Execuția bugetară? Execuția bugetară urmează să venim cu ea în următoarea ședință. Păi cred că trebuie să veniți de vreo 2-3 luni cu ea, dacă mi-amintesc eu bine. Cum? Trebuia să veniți de vreo 2-3 luni cu ea. Cu prima execuție am venit, urmează să venim și cu a doua zi. Ok, ce aș mai vrea să întreb? Nivelul încasărilor. Azi, mi-l puteți spune? Din cele 300 și ceva de milioane de lei pe care le-ați estimat, cât ați încasat? 320 de milioane înseamnă bugetul total al municipiului Mangalia în acest moment, care, așa cum v-am explicat, la fiecare rectificare și la fiecare aprobare de buget, reprezintă inclusiv proiectele pe fonduri europene, care înseamnă aproape 40-50 de milioane de euro. Din bugetul total, în momentul acesta, din veniturile proprii pe care le aveam de încasat, suntem la nivelul... Nu vă mânam auzit, dacă vreți să repetați. Suntem cu nivelul încasărilor undeva la 45 de milioane de lei. Nivelul de 319 milioane cuprind în totalitate și bugetele proiectelor pe fonduri europene cu fonduri nerambursabile, așa cum am explicat la fiecare buget. Sunteți la 45% din nivelul prevăzut? De la 45 de milioane de lei grad de încasare la acest moment. Cât reprezintă asta procentual din ce ați estimat că veți încasa din taxe și impozite? Undeva la 30%. 20 și ceva, 30%. Nu cred. Eu vă spun că așa nu arată matematica, dar dumneavoastră faceți cum considerați. Deci dumneavoastră ați mărit nivelul taxelor și nivelul încasărilor din taxe și impozite anul acesta de 5,2 ori față de nivelul de anul trecut. Dacă spuneți că ați încasat 30% din ele, ar fi trebuit să încasați deja mai mult decât ați încasat tot anul trecut. Matematica spune asta. Nu e matematica așa, învață matematică. Dacă am nevoie de un profesor de matematică, îl solicit, te rog frumos. Discutam cu domnul viceprimar care a promis că îmi răspunde în măsura posibilităților, dacă nu, solicită pe doamna director economic, care este în instituție. V-am răspuns că nivelul este undeva la 20% până în 30%. Astea sunt estimările și... Ați putea să-mi dați, de suma exactă, a spus că sunt încasate astăzi din taxe și impozite 45 de milioane de lei. Da. Ok, dacă vă solicit asta, am scris, îmi puteți răspunde în termenul legal? În momentul în care veți solicita, o vă face calculul matematic exact și vă transmite. Încasările la zi. Ok, mulțumesc. Mulțumesc, trecem la vot. Cine este pentru proiectul cu numărul 2 pe ordinea de zi? Angelescu Dragoș. Pentru. Alexandra Silistră. Abținere. Doamna Ali, vă rog să deschideți microfonul, că nu reușesc. Andrei Sorin. Pentru. Doctor. Pentru. Dragoș Uniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Ileanu Paul. Abținere. Leonard Tănase. Abținere. Stan Linica. Pentru. Marius Ciobănel. Abținere. Opânceanu. Abținere. Moldoveanu Adrian. Pentru. Nicoleta Griguță. Nicoleta Griguță. Pentru.
Nicolae Moroianu. Pentru, m-ați auzit? Da. Alo. Da, v-am auzit. M-ați auzit? Da, da. Da. Nicolae Moroianu. Mă abțin. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. Și mai este doamna Ali, care nu reușesc. Ah, nu mai este. A ieșit doamna Ali Leila. Domnul vice, voturile? Nu, pentru 6 abțineri, având în vedere că doamna Leila nu mai este. Proiectul a trecut, mergem mai departe. Proiectul cu numărul 3 de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Mangalia. Aici este vorba de... Dacă îmi permiteți, îmi cer scuze că vă întrerup, sunteți sigur că a trecut proiectul, nu aveți nevoie de 10 voturi la rectificarea de buget? O voturi a trecut. O secundă, stați un pic să le luăm. S-a votat, ați numărat voturile, 9 voturi pentru, sunteți sigur? Nu, că o secundă, că stați o secundă. Zece pentru, 6 abțineri, că nu sunt, suntem 16 prezenți, 6 abțineri, doamna Alilei, la, îmi cer scuze, s-a numărat greșit la... Asta înseamnă că suntem 15, suntem 15 prezenți dacă doamna Alilei la n-a participat la vot. Dacă fost 17 prezenți inițial și lipsește doar doamna Leila, suntem 16 prezenți în ședință. 10 pentru, 6 abțineri. Abținerea a fost Bănceanu Mihail, Ciobănel Marius, Foleanu Paul, Moroianu, Tănase Leonard și doamna Silistra Alexandru. Doamna Silistra Alexandru. 6 abțineri, 10 pentru. Mulțumesc. Mergem mai departe. Proiectul cu numărul 3 pe ordinea de zi privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Mangalia. Aici discutăm de regulament care îl avem în vigoare din 2012-2013, care a suportat o serie de modificări de curs de mai mulți ani. Am reușit într-un final să-l centralizăm și să-l facem la nivelul prevederilor legale centrale. S-a conectat. Leila s-a conectat acum, vedeți? Pentru că între timp e dispărut netul. Am trecut peste... Dacă sunt întrebări, dacă nu, aș vrea să supun la vot proiectul de hotărâre. Dacă îmi permiteți, domnule viceprimar, ca o sugestie, un alt obor ne trebuie, pe care l-ați promis și acum 8 ani și acum 4 ani și probabil că îl veți promite și anul ăsta. Nu un nou regulament. Orice regulament am face, oborul ăla improvizat acolo, este o țigănie pe românește. Ce se întâmplă acolo cu... Este o... Și ar fi fost bine să avem un obor, cum au alte sate și comune, în niște condiții civilizate. Da, bine. Dumneavoastră faceți referire la sate și comune, noi suntem totuși un municipiu. Oborul se va amenaja pe amplasamentul inițial unde a fost proiectat acum foarte mulți ani de o fostă administrație și unde nu s-a întâmplat, doar s-au cheltuit niște bani acolo. Acum avem, da, nici în ultimii 8 ani nu s-a întâmplat, într-adevăr. Dacă v-ați uitat cu atenție în buget, avem documentația tehnică în actualizare. Avem și sursă de finanțare din partea Companiei Naționale de Investiții, fapt pentru care am convingerea că în cel mai scurt timp vom demara și lucrurile de amenajare a unui obor, așa cum vi-l doriți. Domnule viceprimar, acum mă scuzați că vă atrag atenția. Știți, țin bugetele de pe câți ani a fost prinsă amenajarea oborului în ultimii ani? În câți ani Consiliul Local a alocat pe buget banii pentru construcția? Poate ne spuneți dumneavoastră. Ce executivul nu l-a construit? Eu știu că în 2014 sau în 2015 am făcut prima documentație tehnică. Nu, credeți-mă că s-a alocat și în 2013. Dacă vedeți până la capăt, documentație tehnică ce nu a putut fi pusă în aplicare datorită anchetei penale pentru locuția respectivă. Pentru obor, vă spun eu că au fost puși așa cum au fost și pentru asfaltările din Dobrogea 1, Dobrogea 2,
în fiecare an puși pe buget. Administrația nu s-a apucat de proiect. Înseamnă că s-au și cheltuit. A, nu s-au cheltuit. Păi, tocmai asta reproșesc, că nu s-a făcut, nu altceva. Tocmai asta, păi, dar tu n-ai înțeles argumentul clar că nu s-a putut face din cauza anchetei penale? Ce e așa de greu? Vali, nu discut cu tine. Păi da, de ce nu discuți? Pentru că ții acum propteaua omului celui la care n-a curat. Ai pus niște întrebări și aștept să răspundă cineva. Păi, și ți-a răspuns cu argument foarte clar, dar tu nu vrei să înțelegi. Dar tu ce ești, mă, pot să gibi el? Lasă-mă omul să răspundă, cu el discut. Tu discuți politic și dacă discuți politic... Nu discut absolut deloc politic, discut despre... Nu discuți politic. Hai să nu zic altceva. Haideți să încetăm cu disputele. Domnule președinte, eu am cerut cât se poate de civilizat cuvântul. Mi l-ați acordat. Îmi răspundeți la întrebări. Asta nu e ședință. V-am răspuns și la întrebări. Păi acuzele pe care le faceți, că am prins bani și i-am cheltuit și nu se întâmplă în teren. Dar nici interogatoriu nu este. M-ați înțeles greșit, domnule viceprimar. Au fost prinse și au fost active în fiecare an pentru că așteptam să finalizăm ancheta penală pentru acel teren, moment în care am fi putut să demarăm. S-a ajuns la un capăt cu acea situație, ne vedem de treabă mai departe. Da, probabil în fiecare an am avut această linie bugetară. Asta nu înseamnă, în schimb, că s-au și cheltuit acei bani. Da, tocmai asta am spus, că nu s-au cheltuit. Eu n-am reproșat nicio secundă că s-ar fi cheltuit. Tocmai asta reproșesc, că nu s-au cheltuit și nu s-au făcut, deși au fost banii. Merge mai departe. Domnul președinte, ai mai departe. Proiectul cu numărul 3, supun la vot proiectul cu numărul 3. Cine este pentru? Angelescu Dragă. Pentru. Silistra Alexandra. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Do Poprea. Pentru. Ionita Dragoș. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Foleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Sper să civilizeze un pic țigănia de acolo. Pentru. Sperăm. Deci, pe regulamentul. Linica Stan. Pentru. Marius Ciobănel. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Doveanu Adrian. Pentru. Nicoleta Griguță. Pentru. Nicolae Moroianu. Pentru, dar cu rezervă. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. 17 voturi pentru. Unanimitate, mulțumesc. Mergem mai departe. Proiectul cu numărul 4, proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al municipiului Mangalia în cadrul adunării generale a acționarilor SC Golten Mangalia SA. Este vorba despre reprezentantul deja desemnat, domnul George Duca. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Alexandra Silistră. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Do Poprea. Pentru. Ionita Dragoș. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Foleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Ca și vrut să pun o întrebare înainte de vot, dar o pun cu ocazia votului. Îl mandatăm să ce? Că asta nu merge. În cadrul îl mandatăm în mod expres în cadrul adunării generale a acționarilor. Să facă ce? Ce scrie la articolul? Situațiile financiare. Eu știu că am acoperit o gaură mare acolo. Vreți să ne asumăm cu toții acum? Pare rău, mă abțin. Ce gaură, spuneți dumneavoastră? Am acoperit niște pierderi. Cum? Am trecut. Care sunt prinse în situațiile financiare pe care îl mandatăm acum pe reprezentantul ăsta, ni le însușim efectiv. Eu mă abțin, îmi pare rău. Abținere, da? Da. Stan Linica. Pentru. Marius Ciobănel. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Nicoleta Griguță. Pentru. Nicolae Moroianu. Dar vreau să-l rog pe acest reprezentant să se ocupe și de recuperarea banilor cheltuiți de colgiu pe navetă.
Mă abțin. Mă Dorel. Pentru. Valentin Ciurar. Pentru. 2 abțineri, 15 voturi pentru. Mulțumesc. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre numărul 5 privind aprobarea modificării prețurilor, tarifelor și completarea activităților specifice serviciului de iluminat public în municipiul Mangalia. Așa cum am explicat și la momentul delegării acestui serviciu către Goldterm, contractul de delegare va suporta și probabil va mai suporta și alte modificări în funcție de evoluția pieței și activitățile specifice, sunt niște linii de intervenție acolo care sunt completate în funcție de situațiile pe care le găsim în teren. Cine este pentru? Să înțeleg, domnule viceprimar, că vom avea și noi lumină în stațiuni și pe promenade și pentru turiști și în sezonul acesta? Așa cum s-a putut observa de la delegarea atribuțiilor către și acestui contract către Goldterm, probleme majore n-au mai fost, mai sunt mici sectoare unde trebuie... Nu ați mai fost în stațiuni de mult. Vă invit să dați o tură noaptea. Da, am înțeles. O să mă duc în verificare. Domnul viceprimar, îmi cer scuze, am să ies câteva minute, nu mai am bateria la telefon. Să se consemneze că domnul Ciobonel iese din ședință. Ok. Să nu dați tura cu ProTV-ul ca un spirit de glumă, domnule viceprimar. Să fiți surprins. În spirit de glumă, da, vă mulțumesc. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Alexandra Silistră. Pentru. Alileila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Pentru. Ionita Dragoș. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Florian Pavel. Pentru. Leonard Tănaș. Pentru, dar aș vrea să mai fac o precizare scurtă la proiectul de dinainte, pentru că presupun colegii nu l-au citit. Este vorba de asumarea unei pierderi financiare de peste 1.300.000 de lei, să știți. Asta ați votat. Care se va plăti din banii cetățenilor. La Bolte. Trecem peste astfel de afirmații. Aici discutăm strict de mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local să verifice și să semneze situația. Nu, cred că nici dumneavoastră n-a citit proiectul, domnule. Da. Dar îl mandatăm la acoperirea pierderii contabile înregistrate în exercițiu financiar curent în sumă de 1.323.055, care se va acoperi din exercițiile financiare viitoare, 900 și ceva de mii de lei, adică 200 de mii de euro. Asta l-ați mandatat, să știți. Da. Iar noi, Consiliul Local, ne-am mandatat să asigurăm căldura la cetățeni de 7 ani încoace și o facem cu succes. Este foarte bine, dar cu ce costuri? Asta e vorba. Pentru că, dacă îmi permiteți și mie referitor la... Sunt strict costurile pieții, nu discutăm de analiza activității Goldterm-ului în momentul ăsta. Cum analizăm? E vorba de banii cetățenilor care nu beneficiază de exemplu de la Goldterm. Cu votul pe proiectul care l-aveam în dezbatere. 5 votul, domnul Tănase? Domnul viceprimar. Pentru. Linica Stan. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Adrian. Pentru. Nicoleta Griguța. Pentru. Nicolae Moroianu. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. Unanimitate. Pun 2-3 cuvinte despre Goldterm, dacă îmi permiteți. Vă rog. Afirmația lui Leo cu privire la mandatarea reprezentantului nostru în AGA să voteze situațiile financiare, pe de parte e corectă, dar pe de altă parte, grav este că e pierdere financiară foarte mare. Noi, ca și Consiliul Local, acționar unic în această societate, nu putem decât să aprobăm pierderea pentru că nu avem altă variantă. Dar trebuie tras un semnal de alarmă și construit de așa natură bugetul pe acest an,
veniturile în special, astfel încât această pierdere să se recupereze, că dacă vom înregistra și acest an încă un milion și ceva pierdere, ne vom trezi în situația ca cineva să ne ceară insolvența la Goldtel și va fi foarte grav. Nu, pentru că această pierdere se răsunge probabil pe niște furnizori neachitați. Poftiți? Pierderile tehnologice nu înseamnă datorii către terți, neapărat. Insolvența nu poate cere decât... Asta înseamnă că am vândut mai ieftin decât am produs, nu? Nu neapărat. Costurile de producție au fost mai mari. Asta înseamnă. Pierderile tehnologice. Cine vorbesc cu Vali? Au fost explicate la momentul raportului Voltermului și nu înseamnă neapărat, adică nu înseamnă că au produs mai ieftin decât au cumpărat materia primă. Nu, că am produs mai scump decât am vândut. E corect ce spune. Dacă îmi permite, e corect ce spune Paul. E corect ce spune Paul și așa trebuie făcut. Trebuie într-adevăr... Oricum, acest semnal de alarmă este luat în calcul. Da. Și nu se discută chestia asta. Regulă. Bine. Domnul Filip, explicați și domnului Ciuraru, domnule. E adevărat, Ricule. Hai să mergem mai departe. Stați. Bine, Ricule, vezi că nu-i treaba de ciocnit pahare aici. Poate se pricepe la altele. Mă pricep bine la treaba asta. Nu trebuie să-mi povestească mie Nicu Moroneanu despre căldură. Da? Să nu ducem discuțiile. Domnul Filip, am înțeles. E jenant ce facem. Proiectul cu numărul 5, 15 voturi pentru și două abțineri. O abținere. 16 voturi pentru. 16 pentru? Unanimitate. Unanimitate. Mă încurc. Punctul numărul 6 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind transformarea și mutarea unor posturi din statul de funcție al Spitalului Municipal Mangalia. Cine este pentru? Dragoș Angelescu. Pentru? Alexandra Silistră. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dop Oprea. Pentru. Dragoș Șeniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Foleanu Paul. Pentru. Și cu o întrebare. Două secunde. Este real că prin acest proiect de hotărâre se înființează un post de medic specializarea oncologie? Da. De ce vă spun? Pentru că acum două zile m-a sunat o doamnă al cărei soț are un cancer, Doamne ferește, la stomac și îmi spune că nu poate fi tratat pentru că nu s-ar fi aprobat această funcție mai devreme și s-a încercat să se ducă să se trateze cu el la Constanța și nu l-au primit pentru că au spus că aveți spital la Mangalia. E real ceea ce mi-a povestit doamna? Nu știu dacă este real. Eu vă pot povesti din experiență personală cu a mea mamă care este suferindă de un cancer și cu care mă duc la București la tratament. Am înțeles. Adică nu cred că există spital în România care să refuze un pacient. Dar credeți că prin aprobarea acestei funcții se rezolvă problema? Prin aprobarea acestei funcții, noi avem deja medic oncolog pe statul de funcții, dar nu face față volumului mare de pacienți. Asta este cât se poate de real și poate fi o discuție. Dar cu înființarea acestui nou post, probabil o să mai degrevăm la acel medic numărul de pacienți și vor fi altfel gestionate problemele. Am înțeles. Mulțumesc. Votul mulțumesc. Foleanu? Pentru, am zis. Ok. Leonard Tănase? Pentru. Linica Stan? Pentru. Mihai Bănceanu? Pentru. Moldoveanu Adrian? Pentru. Griguță Nicoleta? Pentru. Nicolae Moroianu? Pentru. Toma Dorel? Pentru. Valentin Ciuraru? Pentru. Unanimitate. 16 pentru, unanimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei hotărârii Consiliului Local numărul 306 din 18 decembrie 2019 privind aprobarea programului de evenimente pentru anul 2020. Au survenit o serie de modificări la programul de evenimente datorită situației de urgență și a pandemiei care a atins și România, pentru care acum, odată cu măsurile de relaxare,
putem din toamnă să ne gândim la câteva evenimente ce trebuie să atragă și turiști și să încânte și cetățenii municipiului Mangalia, pentru care îl modificăm ca atare. Cine este pentru? Întrebarea mea, dacă permiteți, domnule viceprimar, chiar în toamnă, când sunt alegerile, v-ați gândit să atrageți turiști? Cum? În toamnă, când sunt alegerile, v-ați gândit să atrageți turiști? Nu, ne-am gândit, începând cu sărbătoarea Sfintei Maria, în continuare până la sfârșitul anului, la o serie de evenimente care putem să le ținem și să... Nu neapărat, de-aia am spus că e vorba și de turiști, e vorba și de cetățenii Mangaliei, care au nevoie și simt nevoia de astfel de evenimente. Ok. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Alexandra Silistră. Pentru. Alilei La. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dopoprea. Pentru. Șeniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Foleanu Paul. Domnul Foleanu? Domnul Foleanu? Revin mai încolo. M-a sunat cineva. Votul la punctul 7. Pentru. Ok. Leonard Tănase? Pentru. Linica Stan? Pentru. Mihai Bănceanu? Pentru. Moldoveanu Adrian? Pentru. Nicoleta Griguța? Pentru. Nicu Moroianu? Chiar dacă sunt multe electorale, pentru. Toma Dorel? Pentru. Valentin Ciurar? Pentru. 16 voturi pentru. Unanimitate, mulțumesc. Mergem mai departe. Proiectul cu numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotelor lunare de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcției de Gospodărie Urbană și Servicii de Utilități Publice și din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia. Dacă sunt întrebări... Asta e motorină pentru navetă sau cum? Nu, e motorină pentru navetă. Este vorba de suplimentarea parcului auto cu mai multe autovehicule care au fost transferate fără plată de la instituții centrale ale statului către primăria municipiului Mangalia. Și pentru care, datorită faptului că, de fapt... Pentru care s-au certat directorii între ei pe acolo, care să-și ia... Astea sunt afirmațiile dumneavoastră strict personale. Orice că e. Bine. Bun. Dacă nu sunt întrebări, să pun la vot. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Silistra Alexandra. Abținere. Alilei La. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dopoprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Foleanu Paul. Abținere. Leonard Tănase. Imediat. Pentru. Sunt într-o ședință online. Linica Stan. Pentru. Mihai Bănceanu. Mă abțin. Moldoveanu Adrian. Pentru. Nicoleta Griguța. Pentru. Nicolae Moroianu. Abțin. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. Patru abțineri, 12 pentru. Mulțumesc frumos, mergem mai departe. Proiectul cu numărul 9 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea articolului 4 aliniatul 1 din HL numărul 126 din 26 septembrie 2017, privind aprobarea programului de sprijinire a unor categorii de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială. Aici discutăm de mărirea pragului de acordare a pensionarilor, a ajutoarelor pentru pensionari de la 1300 de lei la 1500 de lei. Iar pe familie de la 3.000 de lei la 3.500 de lei. Cine este pentru? Cum spunea cineva, Dudu e orașul înainte de alegeri, Dudu e orașul. Orașul trăiește și în timpul alegerilor, și înainte, și după alegeri. Haideți să ne vedem de treaba care o avem de făcut și să lăsăm puțin
astfel de afirmații. Haideți să ne vedem de treabă. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Alexandra Silistră. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dob Oprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Coleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Linica Stan. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Nicoleta Griguța. Pentru. Nicolae Murulnu. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. Unanimitate, 16 voturi. Pentru. Mulțumesc. Proiectul cu numărul 10 pe ordinea de zi privind repartizarea unei locuințe sociale provizorii domnului Stradea Ionel, situată în municipiul Mangalia, Stradea George Enescu, numărul 2F, județul Constanța. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Alexandra Silistră. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Oprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Folean pentru. Paul. Pentru. Toma, Leonard Tănase. Pentru. Stan Linica. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Ion Adrian. Pentru. Griguță Nicoleta. Pentru. Nicolae Moroianu. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. Unanimitate. Unanimitate, mulțumesc. Proiectul cu numărul 11 privind aprobarea unui schimb de locuințe pentru Petrea Marius, chiriașa locuinței de închiriere din municipiul Mangalia, strada Mei Dobrogeanu, bloc A03, apartamentul 5, județul Constanța, cu locuință închiriere liberă, situată în municipiul Mangalia, strada Mei Dobrogeanu, bloc A03, apartamentul 6, județul Constanța. Cine este pentru? Dragoș Angelescu. Pentru. Alexandra Silistră. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dob Oprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Coleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Linica Stan. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Nicoleta Griguța. Da, pentru. Nicolae Moroianu. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. Unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței de închiriere situată în municipiul Mangalia, strada Costache Negruții, numărul 13A, blocul C, 2 scara, etajul 2, apartamentul 5, județul Constanța, doamnei Damian Fostă, Culea Georgiana Adelina, conform listei de priorități aprobată prin HCL 198 din 2013. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Silistra Alexandra. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dob Oprea. Dob Oprea. Domnul Dob. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Dan Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Linica Stan. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Griguță Nicoleta. Pentru. Nicolae Moroianu. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. Unanimitate. Unanimitate, mulțumesc. Proiectul cu numărul 13 de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, faza studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economice aferente proiectului amenajare parcaj strada Rozelor în spatele blocului R6, municipiul Mangalia.
Cine este pentru? Dacă îmi permiteți, domnule viceprimar. Vă rog. Am văzut că aveam aici alocat o sumă de 318.000 de lei pentru amenajarea 19 locuri de parcare. Da. Nu vi se pare că am mult, aproape 4.000 de euro pentru amenajarea unui loc de parcare? Aceste sume, așa cum am mai discutat, la fiecare proiect de investiții pe care l-am făcut, aceste sume diferă de la locație la locație în funcție și de stratul de fundare a drumului și de... Absolut. Sunt multe variabile. Acum, dumneavoastră, o spuneți din punct de vedere economic. Este prețul la care se construiește o clădire la Roșie. Prețul la care se construiește un apartament de 200 și ceva de euro pe metru pătrat. Discutăm de faptul că aceste locuri de parcare se amenajează pe fostele amplasamente ale garajelor care au avut și au rămas buncăre de desubt. Trebuie făcută multă muncă de amenajare. Am construit și eu ceva la viața mea. Eu vă spun că 4.000 de euro pentru amenajarea unui loc de parcare este o sumă enormă. Vă dau exemplu comuna Prundul Bârgăului, care cu 2 milioane de lei a făcut 250 de locuri de parcare supraetajate cu spații de depozitare de desubt și cu prize de curent. Sunt convins că există astfel de exemple, dar, repet, discutăm aici de amplasamente diferite, discutăm de condiții diferite de construcție. Viceprimar, 4.000 de euro un loc de parcare. Ați mai orice spus condiții, dar doar să-l faceți pe apă, să ajungeți la banii ăștia pe o barjă cu. Nu vi se pare foarte mult? Asta a fost întrebarea mea. Nu sunt inginer constructor, nu sunt expert constructor. Sunteți ordonator de construcții și plătiți, și plătiți banii orașului pe lucrările astea. Nu puteți să-i plătiți fără să vă intereseze. Vor rămâne în urma noastră generații de acum încolo. Da, 4.000 de euro pe un loc de parcare. Dar nu înțeleg de ce nu vreți să citești și ce înseamnă acolo. Spune clar, suprafața totală a parcajului va fi 430 de metri pătrați. Spune clar, suprafața acces carosabil pentru racordat la strada 260 de metri pătrați. Suprafața trotuară de încadrare încă 120 de metri pătrați. Deci nu ne rezumăm doar la parcare în sine. Doar la locul de parcare. Hai să fim totuși mai catolici decât papa tot timpul. Ce naibă? Da. Nu, hai să aruncăm cu banii de nebuni așa cu... Nu că aruncăm, dar nu sunt făcute decât pe primar. Hai să sunem la casa de cultură dumneavoastră. Hai să facem lumânărar de 100.000 de euro. Că ce știm noi? Nu suntem ingineri, nu? Le plătim, dă-le dracu. E normal? Hai să luăm candelabru la biserică, 150.000 de euro. Noi nu suntem noi ingineri, nu știm. Dacă nu aveți amendamente de formulat, vă rog să trecem la vot. Cine este pentru? Angeles Dragoș. Pentru. Alexandra Sinistră. Abținere. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Andrei Sorin. Pentru. Dopo Oprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Poleanu Paul. Abținere. Leonard Tănase. Să nu credeți, da, dragi colegi, că ceva e pentru totdeauna. Toate lucrurile astea se vor deconta la un moment dat. Mă abțin, sunt de acord cu proiectul, dar nu sunt de acord cu prețul care este mult umflat. Stanley Nica. Pentru. Mihai Bănceanu. Mă abțin. Moldoveanu Adrian. Pentru. Nicoleta Griguța. Pentru. Nicolae Moroianu. Mă abțin și vă sfătuiesc să le faceți la prețurile corecte pe viitor. Aveți voi un mercurial, probabil. Toma Dorel. Pentru. Probabil. Las-o așa, domnul. Sunt mai deștept. Crezi că e o scutărie aici. Ați cumpărat de 7 ori prețul în starea de urgență. 7 ani ați mâncat rahat, mă, din țara asta. 5 abține, 12 pentru. Mergem mai departe. 11 pentru, 5 abțineri. 11 pentru, 5 abțineri. 16. Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul teren situat în incinta școlii gimnaziale numărul 3 Mangalia, strada Arbatros, numărul 10, Constanța.
Suntem la punctul 14. Da, nu cer scuze. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza SF și a indicatorilor tehnico-economice aferente proiectului amenajare parcaj strada Uituz numărul 69 a fost postă centrală termică numărul 11 în municipiul Mangalia. Cine este pentru? Dacă îmi dați voie să fac o remarcă și aici. Prețul aici este aproape de jumătate cât pe strada Rozelor și implică și demolarea centralei, presupun, și acoperirea grădinii. Centrala a fost demolată. Centrala a fost demolată. Dacă ați trecut prin zonă, puteți observa treaba asta. Ok, a rămas o groapă, mai, cred că a rămas mai mult molos și mai mult... Nu este adevărat, a fost scoasă cu totul, a avut niște fundații independente care au fost scoase la momentul demolării și a rămas pământ curat. Nu ca la garaje. Și aici prețul este de sub 10.000 de lei pentru locul de parcare. Și ăsta este mare, dacă mă întrebați pe mine, dar presupun că sunt mari. Presupun că sunt constructori diferiți aici, că pe Rozelor am văzut cine e constructorul. Presupun că sunt constructori diferiți. Trecem la vot, vă rog. Cine este pentru? Pentru. Silistra Alexandra. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dop Oprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Foleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Linica Stan. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Andrian. Pentru. Nicoleta Griguța. Pentru. Nicolae Moroianu. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. 16 voturi pentru. Unanimitate, mulțumesc. Proiectul cu numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economice aferente proiectului extindere iluminat public stradal Mangalia, strada Uituz, drumul județean 391. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Alexandra Silistră. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dop Oprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Leonard Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Linica Stan. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Griguța Nicoleta. Pentru. Nicolae Moroianu. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciurar. Pentru. Unanimitate. Unanimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 16 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul teren situat în incinta școlii gimnaziale numărul 3 Mangalia, strada Albatros numărul 10, județul Constanța. Aici este vorba de familia vecină cu școala 3, care a cedat din terenul proprietate privată pentru construirea trotuarului ce face accesul elevilor la școală și pentru care am obținut avizul cu inspectoratului școlar județean și al școlii pentru acest schimb de 11-12 metri pătrați cât sunt. Cine este pentru? Domnul viceprimar, cred că inițial trebuia obținut acordul Ministerului Educației pentru acest și după aceea... Procedura este Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ, Inspectoratul Școlar Județean, acordul de principiu din partea Ministerului Educației Naționale pe care îl avem. În urma aprobării acestui proiect de hotărâre, transmitem către Minister în vederea emiterii acordului. Și dacă mi se spune nu... După care intrăm din nou în ședința de Consiliu Local cu aprobarea schimbului definitiv. Asta este procedura, credeți-mă că am început în 2015, în momentul în care am făcut acele trotuare pe strada Albatros. Ok. Și e stabilit și ce va primi acest cetățean? Exact suprafața terenului pe care a cedat-o
de-a lungul străzii, în curtea școlii, aceeași suprafață 20 de metri pătrați. Este solicitarea lui atașată, 22 de metri pătrați. Deci dânsul a cedat din, dacă vă aduceți aminte, era o casă care întrerupea trotuarul. Când ieșeai din curtea școlii și făceai dreapta spre 1 decembrie, era întrerupt în peretele unei case. Au demolat acea casă și când au construit casa nouă, am găsit înțelegere din partea proprietarilor să-și retragă gardul limită de proprietate la aliniament cu școala pentru a putea înființa acel trotuar de la un cap la altul. Am rezolvat-o atunci, numai că dânsii au rămas în minus cu 22 de metri la suprafața totală a imobilului. Trecem la vot. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Silistra Alexandra. Silistra Alexandra. Doamna Silistra. Serios. Vorbește la telefon, haide să revenim. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dopoprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Filip Dumitru. Pentru. Foleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Stan Linica. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Nicoleta Grigoța. Pentru. Nicolae Moroianu. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. Alexandra Silistră. Doamna Silistră, ne auziți? Puteți să votați? Silistra Alexandra. Domnul președinte, avem 15 voturi, doamna Silistră nu... O vedem. Doamna Silistră? Telefonul Sorin Angel? Da. Mergem mai departe cu 15 voturi și un vot neexprimat. Punctul cu numărul 17 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism, planul urbanistic de detaliu, pentru construire pensiune turistică pe plus un etaj, foișoare, împrejmuire teren, municipiul Mangalia, stațiunea Neptun, strada Plopilor, numărul 26, al lot 2, județul Constanța, beneficiari Bunea Valentin Gabriel și Bunea Elena. Cine este pentru? Doamna Silistra a și părăsit între timp să se consemneze în procesul verbal. 15 prezenți. Dacă îmi permiteți, domnule viceprimar. Mă rog. Am atras atenția și în Comisia de Urbanism. Sunt trei puduri, dacă nu mă înșel pe ordinea de zi astăzi. Dar pentru toate trei, dacă mi-amintesc bine, discutăm de un PUG aprobat și votat de către toți membrii Consiliului Local, care prevăd pe zonele respective zonă protejată, pod 0, PUD 0, regim de înălțime 0. Reglementările PUG-ului nu se pot modifica prin PUD legal, ci prin PUZ. Varianta corectă este să se propună un PUZ dacă se dorește modificarea reglementărilor PUG-ului pe zonele respective. Cel puțin la unul dintre ele vă spun că nu este așa. La care? La proiectul cu numărul 13. Acolo există reglementări. 13 a fost parcarea de pe rozelor. 19 am zis. Scuze. Există reglementări și acolo PUD-ul s-a solicitat strict pentru a stabili aleile de acces ca și la celelalte două. Căi de acces, parcaje și amenajarea spațiilor verzi. Nu știu, spuneți-mi la ce se referă proiectul numărul 1. Haideți să ajungem punctual la fiecare, dar eu vă spun că nu e așa. Eu știu că le-am analizat în Comisia de Urbanism și așa era. Cei drept, eram exact în temă cu proiectul cu parcul cu dinozauri.
Și acolo 100% Google prevede zona fără nicio reglementare. S-au și tăiat copaci acolo. Deja s-au demarat lucrările și vă spun că domnul președinte, domnul Sorin Andrei, dacă îmi puteți lămuri și dumneavoastră un pic. Da, nu, la 19 vă spun eu că vă înșelați. Deci, dar verificați pe PUG. La 19, pe terenul respectiv, este zonă protejată, e verde cu punctulețe galbene, cu steluțe galbene, cum vreți să o luați dumneavoastră. Regim de înălțime 0, pot 0, put 0. Deci asta este prevederea actuală pe PUG. A existat un PUZ anterior, trebuia prins pe PUG, așa cum s-a făcut cu celelalte PUZ-uri existente. Faptul că n-a fost prins, nu știu a cui este greșeala, dar cert este că n-a fost prins și PUG-ul a trecut în forma actuală. Dacă vrem să modificăm, era un PUZ din 2004, dacă nu mă înșel. Faptul că Serviciul Urbanism nu a prins PUZ-ul respectiv în PUG, nu știu care a fost motivul. Dacă îmi permiteți, vreau câteva lucruri. Se aude? Vă rog, domnul Sorin. Sunt parțial de acord cu ceea ce a afirmat colegul nostru Leonard Tănase. Am avut discuțiile în cadrul Comisiei Urbanism. Da, am avut un reprezentant al executivului, mă refer la cineva din direcția de urbanism. Toată documentația a fost într-adevăr depusă înainte de aprobarea PUG-ului și din discuțiile care le-am avut, datorită faptului că inclusiv certificatul de urbanism a fost eliberat înainte de demararea procedurilor de aprobare a noului PUG, concluziile au fost că acest proiect poate fi aprobat. Nu, dacă îmi permis, Sorin, concluziile au fost, cred că s-ar putea. Pe de altă parte, arhitectul șef, dacă mi-amintești bine la telefon, și-a asumat eroarea și a spus că ar fi trebuit să fie prinsă pe PUZ. Și că el crede că a fost prinsă pe PUZ, l-am rugat să verifice, eu am verificat, nu a fost prinsă pe PUG modificarea. Da, este adevărat. Dar este cât se poate de simplu. Și o știm cu toții, că și o știi și tu, Sorin, foarte bine. PUG-ul nu se modifică prin PUD. Nu se poate modifica. PUG-ul actualmente, că asta luăm, numai o luăm de ce s-a întâmplat lucrul ăsta, că nu are niciun fel de importanță. Actualmente, în momentul acesta, PUG-ul... Propunerea documentelor este foarte important. Eu, o secundă, vreau să îi răspund colegului și în același timp tuturor, în condițiile în care certificatul de urbanism a fost emis anterior aprobării noului PUG, și consider că prin votul nostru se poate duce la îndeplinire, cred că ar trebui votat și numai în mod excepțional să revenim în condițiile în care nu se ține cont că toată documentația a fost elaborată și înaintată. Eu vă spun că este ilegal să modifici PUG-ul prin PUZ. Nici nu mă interesează ce a fost depus înainte. Astăzi PUG-ul prezintă acolo zonă protejată. Nu puteți modifica reglementările PUG-ului printr-un PUD. Există și avize de la mediu, există avize și din toate direcțiile, dar există o problemă... Viceprimar, cu tot respectul, au existat avize și pe alte proiecte de hotărâre care au fost constatate ca fiind ilegale. Eu vă atrag atenția cât se poate de clar că ceea ce propuneți astăzi pe vot nu respectă legea. Deci vă atrag atenția, în mod expres v-am și explicat de ce. Cât se poate de clar și cât se poate de condescendent. Nu sunt împotriva investițiilor, îmi doresc să se investească în zonă. N-am nimic cu investitorii, ne dorim să-i atragem, dar trebuie să o facem legal. Andreea, tu poți interveni și să spui ce înseamnă efectul lui act administrativ? Adică mă refer la... În primul rând, acum la PUD, puțin la punctul 16, vorbim de cât de detalii. Detalii pentru modalitatea de ocupare a terenului, a edificabilului, a acustelor și niciun caz de modificare a reglementărilor urbanistice. Nu se modifică pot, cut, regim de înălțime. Doar detalii pentru... Care sunt reglementările urbanistice pe PUG? Că de ala neala este ultimul aprobat și este universal valabil. Ce a fost înainte nu mai e valabil.
Care sunt reglementările pe zona respectivă pe PUG? Eu acum aprob un PUD pentru un certificat emis anterior aprobării noului PUD. Și aplicarea PUD-ului nu este retroactivă. V-am înțeles punctul de vedere, Andreea, te rog. Da. Am înțeles punctul de vedere. Creează un moment zero aprobarea PUD-ului. Este în regulă. Dacă vor fi situații deosebite, probabil ISC-ul care se ocupă de această sferă a aplicabilității planurilor urbanistice, ne va atrage atenția și vom nici vedea la vorbă să se ocupe ISC-ul de așa ceva. În urma discuțiilor purtate și cu departamentul și cu Agenția pentru Protecția Mediului și cu ISC-ul, nu sunt probleme atât timp cât documentația a fost depusă înainte aprobării planului. Dragoș, nu se ocupă ISC-ul de așa ceva. ISC-ul verifică dacă se el verifică dacă s-a respectat autorizația de construcție. Noi nu avem dreptul să dăm autorizația de construcție pe o zonă care are pod 0, fut 0 și regim de înălțime 0, zonă protejată. Asta la e pe punctul nostru. Planul general al municipiului este și la ISC, este și la Agenția pentru Protecția Mediului, este în toate instituțiile care au avizat. Dacă sunt probleme la certificatul de urbanism de în vederea construirii, vor fi deschise lucrările. Cum veți elibera autorizația de construcție cu regim de înălțime P plus 2? Am înțeles-o. Am înțeles-o cu toții. Eu v-am spus, dacă vreți să ajutați investitorii, ajutați-i, nu-i încurcați, eu asta vă spun. Eu nu cred că am încurcat vreun investitor până la acest moment. Deci în momentul de față nu faceți decât să-i încurcați. Pentru că fiind ilegală, vă anunț în mod cât se poate de oficial și de condescendent, repet, o vom ataca. Este asta ilegală. Am făcut de fiecare dată. Bun, mergem. Nu, n-am făcut de fiecare, am făcut doar cu cele ilegale. Și de foarte multe ori ni s-a dat dreptate. Nu știu dacă procentul este bun sau proporția este bună. Pe cele pe care le-am atacat, pentru că sunt doar câteva pe care le-am atacat în instanță și la prefect, am avut câștig de cauză aproape de fiecare dată. V-am anulat în instanță taxa de promovare. Am anulat taxa de autorizație de funcționare. Poftim? Acel aproape care l-ați băgat în discuție este departe de adevăr. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Faceți și aveți de considerat de făcut. Haideți să supunem la vot proiectul, ca așa putem să dezbatem această situație o zi de acum încolo. Deci eu v-am atras atenția și v-am și explicat de ce, pe baza experienței pe care o am de 8 ani în Comisia de Urbanism, că ceea ce se propune pentru a se vota este ilegal. Mi-am făcut datoria și am informat toți colegii. Doamna secretar, vă rog. Dragoș. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dop Oprea. Pentru. Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Domnul Folinu, dacă vreți să vă deschideți microfonul. Leonard Tănase. Mă abțin. Mihai Bânceanu. Mă abțin. Am probleme la deschiderea microfonului pentru Nica Stan și Paul Folean. Domnul Foleanu? Domnul Foleanu, dacă se poate să vă exprimați votul. Votul pentru punctul 17. Auzit? Domnul Foleanu. Abținere. Ok, abținere. Stanley Nica. Pentru. Mulțumim. Moldoveanu Adrian. Pentru. Griguță Nicoleta. Pentru. Nicolae Moroianu. Din păcate mă abțin, trebuie să mă lămuresc. Toma Dorin. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. 4 abțineri, 11 voturi pentru. Mergem mai departe. Proiectul cu numărul 18, privind aprobarea documentației de urbanism, planul 25 de detaliu, pentru construire case de vacanță pe primul sunetaj, garaj și împrejmuire teren, municipiul Mangalia, stațiunea Neptun, strada Plopilor, numărul 26A,
Felicitări bune a Valentin Gabriel și bună Elena. Angelescu. Este pentru. Angelescu Dragoș. Pentru. Valent, înainte de vot, doamna Andreea. Da. O secundă, stați un pic, stați un pic. Reglementările urbanistice pe zona respectivă care sunt? Să știm dacă se modifică sau nu prin PUD. Prin PUD nu se modifică reglementările urbanistice, dar în situația actuală. În proiectul ăsta. Să vedem în ce de urbanism. Ce documentație am făcut? 3 4 5 10 de acolo. Adică dacă îmi pug avizul de oportunitate, avizul de specialitate a arhitectului, mai că există, da? Există la păi cum v-am dat un kilogram de cafea? La toate proiectele. Păi unde e cafea? Sunt verificate reglementările urbanistice și da, au fost înaintate proiectele către Consiliul Local. Nu, întrebarea, Dragoș, era dacă în PUG avem reglementare urbanistică pe plus cât are voie, cât e cutul, cât e potul. Avem reglementări urbanistice exact cum... Zero sunt Paul toate. Toate sunt zero pe zona respectivă pe PUG. Așa sunt pe PUG. Ați votat. Poate v-ați uitat doar în hartă, nu v-ați uitat în regulament. Să vedeți exact pe UTR-ul respectiv ce înseamnă... reglementarea respectivă. Credeți-mă că m-am uitat. Bine. În certificat văd post. Trebuie clarificată povestea asta. Certificatul este anterior PUG-ului. Păi și se bazează pe un PUZ care era valabil până să apară PUG-ul. Ce e așa de complicat? Ce naiba vă faceți? Dacă certificatele emise anterior PUG-ului, eu după ce emit PUG-ul vin cu încă 50 de certificate noi pentru oamenii care deja și-au obținut... Trebuia, Andreea, trebuia pe PUG, dacă era un PUZ anterior, preluat trebuia prins în PUG-ul nou. S-a greșit și și-a asumat greșeala cineva de la urbanism. E o eroare pe care a comis-o. Anterior, nu au prins PUZ-ul respectiv în PUG. Certificatul pentru emiterea autorizației de construire nu s-a emis în baza unui PUZ, ci a PUG-ului. Ba, exact în baza unui PUZ s-a emis anterior aprobării PUG-ului. Bine. Spun sigur că am verificat documentele împreună în comisie. E greu așa de înțeles că trebuia prins PUZ-ul respectiv în PUG pentru că ne trimite domnul Cicuia să urmărim PUG-ul, dar nu are bunvoința să privească în PUG. S-a emis în baza PUG-ului, avem certificat. De ce eu v-am spus că în loc de PUD în momentul ăsta trebuia făcut un PUZ? Este o variantă extraordinar de simplă, legală, corectă, care rezolvă toate problemele. Nu trebuia depus o documentație și aprobată o documentație pentru PUD, ci pentru PUZ, pentru a modifica reglementările urbanistice aprobate prin PUG. Atât e de simplu. Vreți să o faceți legal? Faceți-o legal. Vă asumați ilegală? Nu o să faceți decât să încurcați agentul economic respectiv. Da, e o dezbatere pe care o să o iau în calcul și o să vedem exact ce s-a întâmplat. Am transmis asta și de la Comisia Executivului. Deci am transmis și la Comisia Executivului. Dacă este o eroare materială în PUG, nefiind prinse reglementările din PUZ, o să venim cu eroarea asta materială corectă. Nu este eroare materială, pentru că s-a votat în forma asta. El nu se mai poate modifica la un an de zile. E posibil să fi fost comunicat la arhitect, la proiectantul care a făcut PUG-ul. Și aceste PUG-uri este mult mai simplu și un proiectant să nu l-a prins o bucățică asta. Eu știu. Da, nu l-a prins, dar a trecut în forma asta. A fost votat și aprobat în forma asta. Domnul vice, dacă se poate rectifica eroarea materială, e perfect și nu mai trebuie reaprobat un PUZ. Dar hai să facem și modificarea rectificării. Eu mă iau după avizul arhitectului șef care îmi prezintă o serie de reglementări urbanistice pe aceste loturi și voi verifica și în PUG la sânge această situație să văd dacă sunt într-adevăr neconcordanțele pe care le... Dacă n-ați ținut cont de PUZ, faceți o rectificare în ședința următoare și reglementăm situația. Bineînțeles că există soluții. Dar nu se poate, reglementările actuale nu se poate aproba PUZ-ul astăzi. Eu asta vă zic. Că poate n-a ținut cont și de alte PUZ-uri. Nu numai de ăsta. Dacă nu ceream în certificatul de urbanism, arhitectul șef nu cerea PUD-ul,
mergeam pe reglementările din certificatul de urbanism inițial și nu mai era niciun fel de problemă. Da, dar cu certificatul de urbanism este anterior punctului. Adică credeți-mă că nu e cazul. Am înțeles punctul și îngrijorarea dumneavoastră, am să verific, deși eu în momentul acesta pe aceste proiecte merg pe avizul arhitectului șef care a luat de la A la Z toate documentațiile și le-a verificat. Da, am vorbit cu el la telefon în ședință, ce naiba. Spunea, domne, dar nu l-am prins, dar credeam că l-am prins. Credeți-mă că habar n-avea ce s-a întâmplat acolo. Am înțeles. Ați povestea asta și gata. Deci eu atât v-am spus că nu este corect să-l aprobați în formă astăzi. În forma asta. Haideți să mergem mai departe la vot. Eu vă spun că nu-i corect și mergem la vot. Luați, adoptați soluția corectă. Doamna secretar, vă rog. Angelescu. Punctul numărul 18. Pentru. Alileila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Top Oprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Ioan Paul. Abținere raportată la această neregularitate. Leonard Tănase. Nu abțin. Dinica Stan. Pentru. Bănceanu Mihai. Mă abțin. Ion Adrian. Pentru. Drăguță Nicoleta. Pentru. Moroianu Nicolae. Mă abțin. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciurar. Pentru. 4 abțineri. 4 abțineri, 11 voturi pentru. 12, 11, numai. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism, planul urbanistic de detaliu pentru amenajare, parcuri, tracții și dotări aferente conform reglementărilor PULS. Municipiul Mangalia, stațiunea Neptun, strada Stadion, parcela PD38/7, lotul 1, județul Constanța, beneficiar SC Tiger Investment SRL. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Alileila. Pentru. Andrei Sorin, dacă vă deschideți microfonul, vă rog. Dop Oprea. Dop Oprea. Nu pot să deschid. Dop Oprea. Dragoș Ioniță. Pentru. Dop Oprea și Andrei Sorin. Andrei Sorin. Nu reușesc să vă deschid microfoanele. Andrei Sorin? Pentru. Ok. Filip Dumitru? Pentru. Coleanu Paul? Abținere cu aceleași mențiuni. Nu mă așteptam dacă așa să fie. Leonard Tănase? Abținere este. Exact aceeași. Bă, de la Chișinău. Dop Oprea. Pentru. Stan Linica. Pentru. Bănceanu Mihai. Mă abțin. Moldoveanu Adrian. Pentru. Griguță Nicoleta. Pentru. Nicolae Moroianu. Mă abțin. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciurar. Pentru. 4 abțineri, 11 pentru. 11 pentru. Proiectul cu numărul 20 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aplicarea rectificării articolului 4 din contract de vânzare cumpărare din numărul 5 din 25 martie 1997, încheiat cu Nica Ștefan și Nica Dobrița. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Alileila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dop Oprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Oleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Dan Linica. Pentru. Petrucianu.
Să le facem să le pregătim ca să... Da, da, să fie pregătit. Pentru. Să închidem microfoanele. Mihai Bănceanu. Nicoleta Grigurea. Pentru. Nicolae Moroianu. De mă abțin. Toma Dorel. Pentru. Ciurare Valentin. Pentru. Și mai este un Bănceanu. Domnul Bănceanu, punctul 20. Alo, m-auziți? Da. Acum da. S-a întrerupt. La ce punct? 20. 20. Da, n-am participat la discuții. N-au fost. N-au fost. Ok, pentru. 14 voturi pentru abținere. Mulțumesc. Punctul cu numărul 21 se consemneze că domnul Toma Dorel nu va participa nici la dezbateri, nici la vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 1052 de metri pătrați, situat în municipiul Mangalia, stațiunea Jupiter, strada Gala Galaction, numărul 5, județul Constanța. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dob Oprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Da, pentru. La ce punct suntem, doamna? 21. 21. Dragoș Ioniță. Pentru. Adică 20 s-a votat? Adineauri. V-ați abținut la el. V-ați abținut la 20. Nu, îmi pare rău, cred că m-am încurcat eu. Nu trebuia să mă abțin. Nu știu de ce am confundat, iertați-mă. Deci la 20 am 15 voturi pentru, da? Ok. Da. Bine, și acum suntem la 21. Iliu Dumitru. Pentru. Coleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Stanley Nica. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Griguță Nicoleta. Pentru. Nicolae Moroianu. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. 14 voturi pentru. Mulțumesc, mergem mai departe. Proiectul cu numărul 22, proiect de hotărâre privind punerea în executare a sentinței civile din 2019, pronunțată de judecătoria Mangalia în dosarul civil numărul 877/254/2018, rămasă definitivă prin decizia civilă numărul 1901 din 6-11-2019 a Tribunalului Constanța. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Ali Leila. Pentru. Dob Oprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Domnul Leanu, să vă deschideți microfonul, vă rog. Leonard Tănase. Pentru. Stanley Nica. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Nicoleta Grigița. Pentru. Nicolae Moroianu. Pentru. Maturel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. Și domnul Foleanu mai e. Pentru. A, gata, aici. Domnul Foleanu, pentru unanimitate, 15 voturi. 15 pentru. Proiectul cu numărul 23, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19 metri pătrați situat în municipiul Mangalia, strada Ernest Juvara numărul 30, județul Constanța. E vorba de garajele supraetajate.
avem câteva situații. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Oprea. Pentru. Dragoș Șeniță. Pentru. Filip Dumnezeu. Am revenit și eu. Ah, bună ziua. Avem... Nu consemneze că s-a întors domnul Șobanel în... Suntem la punctul 23. Filip, okay. Dumitru. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Foleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Stanley Nica. Pentru. Marius Ciobănel. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Griguță Nicoleta. Pentru. Nicolae Moroianu. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. 16 voturi pentru. Doamna secretar, vreau să vă rog frumos să vă întreb la punctul 19. Eu cred că am rămas fără internet atunci. Și nu știu... 11 v-ați abținut și 4 abțineri și 11 voturi pentru. Ok, bine. Nu știam dacă mi-am exprimat votul la 19. Da. Proiectul de hotărâre numărul 24 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19 metri pătrați, toate municipiul Mangalia, strada Ereșvara, numărul 86, județul Constanța. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dob Oprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Foleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Dinica Stan. Pentru. Marius Ciobănel. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Griguță Nicoleta. Pentru. Nicolae Moroianu. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. 16 pentru. Unanimitate, mulțumesc. Proiectul cu numărul 25 de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 577 de metri pătrați situat în municipiul Mangalia, strada George Călinescu, numărul 246, lotul 1, județul Constanța. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dob Oprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Foleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Dinica Stan. Pentru. Marius Ciobănel. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Griguță Nicoleta. Pentru. Nicolae Moroianu. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. Unanimitate. Unanimitate, mulțumesc. Proiectul cu numărul 26 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 689 de metri pătrați situat în municipiul Mangalia, strada George Topărceanu, numărul 3, județul Constanța. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dopo. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Foleanu Paul. Pentru. Tănase Leonard. Pentru. Stanley Nica. Pentru. Marius Ciobănel. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Nicoleta Griguț. Pentru. Moroianu. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru.
Pentru. Unanimitate. Unanimitate, mulțumesc. Proiectul cu numărul 28 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării hotărârii de Consiliu Local numărul 87 din data de 4 aprilie 2016 privind aprobarea unui schimb de terenuri beneficiar domnul Pamboglu Oglu Cristian Gheorghe. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dopoca. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Foleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Dinica Stel. Pentru. Marius Ciocanel. Pentru. Hai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Doamna Grigore. Pentru. Nicu Moroianu. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciurar. Pentru. Unanimitate. Unanimitate, mulțumesc. Și în fine, proiectul cu numărul 29 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind exercitarea, neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la vânzarea imobilului teren situat în municipiul Mangalia, stațiunea Satur, zona complex Satur, cofetărie, județul Constanța, aflat în proprietatea domnului Vorbel Daniel. Propunem neexercitarea dreptului. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Dopoprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Oleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Linica Stan. Pentru. Marius Ciocanel. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Figuța. Pentru. Nicolae Moroianu. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Și Valentin Ciurar. Pentru. Unanimitate. Unanimitate, mulțumesc. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiectul cu numărul 1. Proiect de hotărâre privind acordarea discutirii de la plata accesoriilor aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii, cote de participare, etc., aferente contractelor încheiate la nivelul UAT Mangalia, datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice ce au calitate de contribuabili la bugetul local al municipiului Mangalia. Așa cum am discutat la începutul situații de urgență. Aceasta este una dintre măsurile de relaxare fiscală locală, prin care până la sfârșitul anului toți cetățenii, persoane fizice sau juridice, pot achita debitele principale fără accesorii. Termenul pentru toată lumea este de cel mai târziu 15 decembrie. Cine este pentru? O întrebare. Dacă permiteți înainte. Vă rog, întrebări. Mihai, pentru că am primit materialele în cursul zilei de azi, iar până la ora 12, când am avut comisia economică, n-am reușit să mă uit mai atent pe toate. Ieri le-am trimis. Ieri? Da. Ieri s-au trimis, de ieri după amiază. Da. Ok, ieri. Bun. Da. Două lucruri aș vrea să menționez. O întrebare. De exemplu, un agent economic care are restanțe de întârzieri la plata datorilor către bugetul local de 5 ani, 7 ani, 10 ani de zile. Prin această măsură va beneficia de anularea accesoriilor. Corect? Corect. Dacă achită debitul proiect, principal. Dacă achită, bineînțeles, debitul principal până la 15 decembrie 2020. Măsura aceasta este, văd, luată și de bun augur pentru a ajuta efectele COVID.
Întrebarea mea este, cu ce este afectat un agent economic care are întârzieri la plata bugetului local, are accesorii de acum 10 ani, cu ce este afectat de criza COVID? Asta unu. Și doi, și acum am solicitat de fiecare dată, dar domnul viceprimar văd că ne tratați cu indiferență, să fie cineva din departamentul economic prezent. Dar haideți să ne uităm împreună, pentru că mie mi se pare că ar fi o greșeală, dar poate mi se pare. La condițiile de acordare a facilității. De fapt, este articolul 5, condiții de acordare. Putem să ne uităm împreună să vă spun exact ce am sesizat acolo? Da, da, mă rog. La punctul 2 scrie, pot beneficia de scutirile prevăzute, bineînțeles, toți cei care vor achita principalul, adică datoria principală, până la termenul stabilit 15 decembrie. Da. Dar la punctul B scrie, deci ca și condiție de acordare, scrie, sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de articolul 22, adică ori plătesc, ori altă modalitate, toate obligațiile bugetare principale, deci despre ce am discutat, și accesorii administrate de organul fiscal local, cu termene de plată cuprinse. Bun. Eu aici pot să înțeleg că această condiție se referă și la accesorii, adică trebuie să plătesc și accesoriile. Nu cumva acel și accesorii e pus din greșeală acolo? Este luat din articolul 9 din ordonanța 69. Sunt motamos scris. Ah, dar înțelegeți ce vreau eu să spun? Adică este condiție de anulare accesorii plata principalului, adică plata datoriei. Dar aici mă condiționează să plătesc și accesoriile. Nu e o căpare? Asta am văzut că cine a întocmit. Da, deci da, e vorba de articol din ordonanța este de exact articolul 9 din ordonanța 69/2020. Adică, practic, pe mine agent economic cu datorii și cu accesorii datorii mă condiționează să plătesc accesorii. Asta s-ar înțelege din acest punct B, din condițiile de acordare. Am vrut să sesizez să nu fie o greșeală. Da, pune, sunt accesorii administrate de organul fiscal central. Nu. Administrate de organul fiscal local. Articolul dacă nu mai sunt, îmi cer scuze, dacă nu mai sunt și alte întrebări, am să chem pe cineva de la taxe și impozite care a lucrat la proiectul de hotărâre și revenim asupra lui la vot să putem merge mai departe. Așa că dacă se poate, scuze, o singură modificare pe care am avut-o și data trecută când am avut un proiect de hotărâre similar, partea cu temeinic justificată, cu cererea temeinic justificată, care nu spune nimeni ce înseamnă, și data trecută am propus să scoatem acest termen din context și s-a aprobat. Deci asta e singura remarcă, cu depunerea unei cereri temeinic justificate. Depunerea unei cereri mi se pare de ajuns. Da, și asta e un punct de luat în discuție cu colegii de la taxe și impozite. Bun, haideți să mergem mai departe până vin colegii să le explic exact. Aveam o întrebare, Dragoș. Cum? O întrebare aveam. Agentul economic sau persoana fizică face o simplă cerere, ulterior plătind baza și e scutit de accesorii, sau trebuie să facă un întreg dosar care trebuie să fie aprobat de un personaj din primărie care poate să-i mai ceară încă un lat? Nu. Cu hotărârea asta de Consiliul Local în spate, da. Cererea, plata și se sting accesoriile. Deci face cererea și face și plata imediat. Mă emiterea deciziei de aprobare. Poftiți? Deci la un moment dat, la modalitatea de implementare a procedurii,
Se depune documentația, în termen de 3 zile se emite decizia dacă se aprobă sau nu, adică dacă îndeplinești toate condițiile sau nu. A, deci cererea se aprobă. Da, în termen de mai. Spatele cererii mai depune ceva? Da, scrie la articolul 6 la ce. 6. Dar aici ar mai fi o problemă operațională, cred eu, pentru că, așa cum știm, toate datoriile se sting într-o anumită ordine, și anume, prima dată accesoriile și pe urmă principalul. Atunci când agenții economici plătesc și au datorii, prima dată se recuperează dobânzile penalizatoare, accesorii, tot ce e acolo. Domnul Mihai, dacă are decizie Operațional. prin care are de plată doar principalul, nu mai vorbim de accesorii. Da, corect. Face o cerere înainte, în 3 zile se aprobă. La Problema mea era dosarul, doar dacă e trebuie complicat să dosarul ăla conțină și dacă. copia actului de identitate, dovada achitării obligațiilor principale, copia codului de identificare a persoanei juridice și reprezentantul. Deci, dovada achitării Asigur. obligațiilor principale. Deci, nu Deci discutăm asta e de accesorii. tot. Nu trebuie justificare O temeinică. secundă, eu să mă opresc un pic microfonul ca să vorbesc cu Da. colega mea, Florin Nicolae, care doar ce a ajuns, și revin cu Eu nu cred explicația. că ar fi o problemă dacă am modificat ce Mihai la povestea aia și accesorii sau. Deci, la articolul 5. Punctul 2, litera B. Domn Băceanu, legat de articolul 2, punctul B, mai puneți o dată întrebarea ca să vină răspunsul clar? Bun. Vorbim de niște condiții care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de această scutire a accesoriilor. Condiția este de a achita principalul, da? Adică a achita datoria. Acolo scrie, ca Și și acceptă. condiție, sunt stinse prin orice modalitate de plată toate obligațiile bugetare principale și accesorii. Adică Accesoriile eu pagate înțeleg în că. primul semestru. Accesoriile, nu te aud, domnul consilier. Accesoriile de anul acesta. Noi nu scutim decât accesoriile la rămășiță. A, deci cine vrea să beneficieze de această reducere, facilitate, totuși trebuie să plătească accesoriile cumulate pe 2020? Nu, îl scutim de accesoriile la rămășiță, da? Adică ce era debit principal, restant la 31 martie, cum scrie nou în ghemul acela, da? Nu îl scutim la accesoriile de la primul semestru. Adică dacă el face Repete. plata în august, să spunem, da? Repete, Mihai, El întrebarea. datorează Întrebarea era accesoriile dacă. pentru primul semestru și nu îl scutim. Întrebarea era care are datorii și accesorii de 10 ani. Așa a început întrebarea inițială. Păi da, și pe acelea le scutim, dar nu le scutim accesoriile la debitul de Care sunt anul la acesta. 30 iunie. Că termenul s-a prorogat și a ajuns Da, la 30 martie iunie. De la anul trecut. 31 martie a ajuns la 30 iunie. Da, și nu Deci dacă are accesorii mai vechi de 2019, vor fi scutite. Dacă achită până la la când își face 15 debitul, da, decembrie. la 15. 15 Dacă decembrie. îmi permiteți, anul ăsta cred că nu s-au pus accesorii. Cred că s-a prorogat termenul până la 30 iunie. Păi da, Deci accesorii vorbim. dar HL-ul e dat până la 15 decembrie, are termen până la 15 decembrie. El dacă plătește în august primul semestru, are accesorii de la 1 iulie până la data plății. Aha, bun, deci La accesoriile acelea nu-l scutim. acel cuvânt accesorii se referă la anul 2020. Exact. Deci la Da. rămășiță. Da. Bun. Mai erau întrebări? Domnul Paul? Domnul Foleanu? Domnul Foleanu? Nu. Da? Prima Domnul mea că am întrebare urmărit-o legată de cu ce? articolul 6, cu dosarul care trebuie pus în spate. Da? Ok. Bun. Deci am lămurit întrebările. Da. Prima mea întrebare era legată de niște accesorii de acum 10 ani. Mihai, Alea e normal să-l vor fi scuteze toate scutite fără accesorile. discuție. N-are rost. Ce facem acum? E o facilitate.
Nu? Deci de toate, Mihai. De toate, okay. E normal. Am înțeles, toate mai puțin cele din anul 2020. Corect. În iunie încolo. Bun, trecem la votul proiectului numărul 1. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru? Cu acea rectificare de temeinic justificat, da? Da, da, da. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Doctorea. Pentru. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Oleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Marius Ciobănel. Pentru. Linica Stan. Pentru. Mihai Buceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Mihai Nicoleta. Pentru. Nicu Moreanu. Pentru. Toma Dorel. Nu reușesc să... Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. Unanimitate. Unanimitate. Proiectul cu numărul 2 pe ordinea de zi privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului suprafață de 568 de metri pătrați din acte, 571 din măsurători, situat în municipiul Mangalia, strada Mihail Sadoveanu, numărul 1, județul Constanța, beneficiar fiind Grețu George. Cine este pentru? Domnul Andrei Sorin. Pentru. Precizarea de 10 ani sau cum? 10 ani categoric pentru toate. Da. Angelescu Dragoș. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Cred că ați pentru. Dopobra. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Oleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Linica Stan. Pentru. Marius Ciobănel. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Doamna Griguță. Pentru. Nicolae Moroianu. Moroianu, Nicolae. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. Unanimitate. Unanimitate, mulțumesc. Proiectul cu numărul 4 pe ordinea de zi privind aprobarea con... 3 pe ordinea de zi privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 80 de metri pătrați situat în municipiul Mangalia, strada Mihai Viteazul, numărul 53B, județul Constanța, către Octavianus MDG SRL. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. După... Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Oleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Dan Linica. Pentru. Marius Ciocuțel. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Pentru. Griguță Nicoleta. Pentru. Nicolae Moroianu. Pentru. Toma Dorel. Pentru. Valentin Ciurar. Pentru. Unanimitate. Unanimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 4 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 1163 de metri pătrați situat în municipiul Mangalia, stațiunea Olimp, strada Trandafirilor, extindere, județul Constanța, către SC Gili SRL. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Ali Leila.
Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Do Poprea. Do Poprea. Milioane să vă dea, domnul. Vrea calificat. Nu prea dop. Să nu se ducă la frone. Nu, no, e. Domnul dop. Să facă. Oprea. De recepție. O răscu pe asta. Domnul dop, oprea. Dop, alo. Oprea. Da. Votul pentru votul numărul 4. Pentru, am spus. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Fulanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Linica Stan. Da, pentru. Doamna Stan. Pentru. Așa. Marius Ciocan. Pentru. Pus. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Griguță Nicoleta. Pentru. Pentru. Nicolae Fruian. Pentru. Toma Dorea. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. Unanimitate. Unanimitate, mulțumesc. Proiectul cu numărul 5 pe ordinea de zi suplimentară privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 300 de metri pătrați situat în municipiul Mangalia, zona limitrofă Balta Blebea, județul Constanța. Cine este pentru? Angelescu Dragoș. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Do Poprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Oleanu Paul. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Marius Ciobănel. Pentru. Doamna Stan Linica. Stan Linica. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldoveanu Adrian. Pentru. Nicoleta Griguța. Doamna Griguță Nicoleta. Pentru. Stan Linica. Pentru. Nicolae Mucuianu. Pentru. Toma Dăduț. Pentru. Valentin Ciurel. Pentru. Acum nu-mi dau seama dacă doamna Griguță aici sau azi și doamna Stan. Pentru. Am spus pentru. Ok, mulțumesc mult. Unanimitate, mulțumesc. Proiectul cu numărul 6. Ultimul proiect pe ordinea de zi suplimentară, proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 43.812 metri pătrați, situat în municipiul Mangalia, județul Constanța, zona limitrofă plajei, dintre Saturn și Venus. Pentru. Dacă îmi permiteți, domnule viceprimar. Aveam o întrebare. Vă rog. Sunt mai multe cereri de dezmembrare pe acea zonă limitrofă. Întrebarea era de ce nu se pun se transformă în proiecte de hotărâri toate și doar unele. Deci există mai multe cereri, cel puțin o mai cunosc alte două cereri de dezmembrare pe aceeași zonă, din același din aceeași bucată de domeniu. Okay. De ce doar aceasta o supunem aprobării și celelalte nu? Aceeași întrebare vreau să o pun și eu, mai ales că am înțeles că alții se judecă și noi am angajat avocați pentru treaba asta. Acum, cu bucata asta de 3.000 de metri care se dezmembrează, a fost prin judecată sau să o aprobăm așa? Și de ce cu ceilalți trebuie să ne judecăm și să plătim avocați? Asta e întrebarea. Mulțumesc. O secundă să mă uit în proiect. E o dezmembrare pe cordonul Venus-Saturn din lotul ăla de 40 și ceva de mii de metri, care e înscris în cartea funciară cu un singur număr cadastral. Văd că se dezmembrează o bucată de, nu știu, 3.000-4 metri sau ceva de genul ăsta. Probabil la Loadra sau nu știu dacă e.
Da. E, aici noi avem în discuție inclusiv amenajarea falezei, reamenajarea falezei dintre Saturn și Venus. Corect. E prins în proiect și așteptăm să vină măsurătorile finale pentru a putea delimita acele loturi. Toate, aici fiind vorba de cel de la intrare dinspre Saturn, nu afectează proiectul falezei. În schimb, celelalte ar putea afecta. După ce finalizăm măsurătorile topografice și măsurătorile cadastrale pentru faleză, atunci vom ști exact limita dintre zona limitrofă, faleza pietonală și aceste loturi ce ar putea fi dezmembrate. Păi, Dragoș, la un moment dat, acum vreo mai multe ani, vreo 4-5 ani, am avut o discuție cu toții titularii de contracte de pe zona respectivă în vederea realizării unei retrageri cu 2-3 metri din contractele fiecăruia pentru exact acest proiect cu faleza. Acea retragere, act adițional la contract, nici până acum nu a fost finalizată. Corect. Tocmai deci oamenii și-au exprimat acordul. Acum se una. Procedura de măsurători cadastrale pentru înființarea falezei, care nu va avea 2 metri, va avea undeva la 4 metri, 4 metri jumate, ca să avem o faleză pietonală generoasă. În momentul okay, care vom finaliza... Era vorba de o retragere doar de 2-3 metri din terenul deținut de toți cei care au contracte acolo, că mai există și domeniul public. Nu mai există domeniul public. Între zona limitrofă și cadastrul plajelor nu mai există domeniul public. De asta suntem în situația asta, încă nu știm exact retragerile, cât teren va rămâne pentru zona limitrofă. Eu sunt de acord, dar nu afectează cu nimic retragerea ulterioară cu dezmembrările. Și spun de ce, pentru că ambele situații pe care le cunosc au măsuri cadastrale depuse de identificarea celor două loturi și totuși nu se finalizează această situație. Ar influența retragerile pentru că ar însemna să intrăm din nou în dezmembrări ulterioare dacă nu este suficient loc. De asta spun. Așteptăm acum zilele, săptămânile următoare să ne vină toată lucrarea cadastrală, după care vom ști exact limita între domeniul public și amenajarea falezei, unde vom putea veni cu dezmembrările exacte pe fiecare lot în parte. Ok, deci mai durează o lună și se finalizează povestea. Ceva de genul. 2-3 săptămâni ar trebui să avem lucrarea cadastrală finalizată. E regulă. Da? Da. Bine. Mulțumesc. Haideți să trecem la vot. Cine este pentru? Andres, Dragoș. Pentru. Ali Leila. Pentru. Andrei Sorin. Pentru. Top Oprea. Pentru. Dragoș Ioniță. Pentru. Filip Dumitru. Pentru. Nicolae Nicolae. Pentru. Leonard Tănase. Pentru. Linica Stan. Pentru. Marius Ciobănel. Pentru. Mihai Bănceanu. Pentru. Moldovan Adrian. Pentru. Nicoleta Gribuța. Doamna pentru. Nicolae Moroianu. Pentru. Dorel. Pentru. Valentin Ciuraru. Pentru. 16 voturi pentru. Unanimitate, mulțumesc frumos. Declar ședința închisă. Până data viitoare, să aveți mulțumim, o zi bună tuturor. Sănătate. La revedere, o zi bună.